Cătălina, din comuna Colonești, județul Bacău, iubește școala. Deși de la ieșitul pe ușă dimineața și până la făcutul temelor seara, totul este foarte greu pentru ea. Are de mers pe jos 8 km zilnic, iar pachetul cu mâncare este de multe ori un efort prea mare pentru familia ei, compusă din mamă și încă 6 frați. Câteodată nu avem pachet la școală, nu avem bani. Așa, vreau mai multă mâncare. Parcă îmi vine poftă de mâncare, îmi vine să vin acasă să mănânc. În casa din Colonești, curent electric există doar din când în când. Așa că în zilele de iarnă, când noaptea se lasă repede, mâncatul rămâne pentru mai târziu și după ce Cătălina ajunge acasă. Păi da, vin de la școală repede, mă dezbrac, nu mai mănânc nimica, îmi fac temel și după aia mănânc. Cătălina vrea să devină profesoară și este o elevă de 9 și de 10. Câteodată ne dă doamna notele, le scrie pe caie că n-am carnețel de note. N-am bănișori să-mi iau. Cătălina face parte din programul UNICEF, desfășurat în județul Bacău, și familia ei este susținută în permanență, astfel încât fetița să nu abandoneze școala. Trimite acum un SMS cu textul copil la 8844 și ajută-o pe Cătălina și pe alți copii ca ea să poată merge la școală.